Ziua. În urmă cu 20 de ani, drapelul României a fost arborat pentru prima dată la sediul NATO de la Bruxelles, marcând ultimul pas în aderarea țării noastre la Alianța Nord-Atlantică. Sunt două decenii de când România este membra celei mai puternice alianțe politico-militare, care de 75 de ani promovează democrația și libertatea, îi apără eficient pe membrii săi și a dezvoltat o rețea vastă de parteneri, alături de care promovează ordinea internațională bazată pe reguli. Valorile cardinale ale alianței, printre care statul de drept, respectarea drepturilor, drepturilor și a libertăților fundamentale, au reprezentat busola care ne-a ghidat spre consolidarea unei democrații autentice. În plus, extrem de important, umbrela NATO ne-a oferit cele mai puternice garanții de securitate din istorie. Nici când aceste garanții de securitate nu s-au dovedit mai relevante decât astăzi. Trăim în cele mai dificile vremuri din punctul de vedere al securității în ultimele decenii, dar noi românii ne simțim protejați tocmai pentru că suntem membri ai Alianței Nord-Atlantice. Un conflict militar în Europa este o realitate care în urmă cu câțiva ani părea improbabilă. Rusia se dovedește a fi o amenințare gravă și de lungă durată pentru continentul nostru pentru securitatea noastră euroatlantică. În aceste condiții, frontierele NATO capăt o importanță capitală. Iar întărirea flancului estic, care include și România, va rămâne o prioritate pe termen lung. În tot acest context complicat, țara noastră a dovedit că este un pilon de stabilitate și de securitate în regiune. Ca prioritate majoră, de la începutul primului meu mandat ca președinte al României, am inițiat și negociat cu toate partidele parlamentare un pact național care a prevăzut alocarea 2% din PIB pentru apărare. Iar acum am ajuns la alocarea a 2,5% din PIB Ceea ce înseamnă resurse semnificative pentru dezvoltarea capacităților și a capabilităților noastre militare. Suntem printre aliații care au înțeles și și-au asumat de la început acest angajament. România a contribuit și contribuie la misiunile și operațiile NATO. Avem. O prezență militară semnificativă în Balcanii de Vest ne interesează în cel mai înalt grad și contribuim în mod direct la securitatea Mării Negre. Susținem necondiționat Ucraina și contribuim consistent la susținerea puternică a partenerilor alianței, în special a celor mai vulnerabili. Totodată, în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, am adoptat strategii și măsuri pentru ca armata României să se modernizeze complet și în același ritm cu aliații noștri. Avem o vecinătate complicată cu Rusia. Am fost tot timpul conștienți de riscurile și amenințările care decurg din această situație și ne-am pregătit temeinic pentru a le asigura cetățenilor noștri securitatea de plină. România nu s-ar fi putut dezvolta economic, nu ar fi atras capital și investitor care să contribuie la creșterea nivelului de trai, dacă nu ar fi existat garanții solide privind securitatea națională. Iar aceste garanții, sunt direct legate de modernizarea militară a țării noastre, dar și de apartenența noastră la Alianța Nord-Atlantică. În prezent, România este un membru respectat în NATO, la fel ca și în Uniunea Europeană. Este un statut pe care ni l-am câștigat de-a lungul ultimilor ani, dând dovadă de implicare de predictibilitate strategică în ceea ce privește politica noastră externă și de securitate, de stabilitate, de profesionalism și de respect nemijlocit față de valorile fundamentale pe care sunt clădite Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană. Mai mult, am acționat constant pentru a apropia cât mai mult cele două maluri ale Atlanticului. Pentru că, da, pentru noi relația transatlantică este esențială. Ne aflăm într-un context de securitate în care cred că este momentul ca țara noastră să-și asume o și mai mare responsabilitate în cadrul structurilor de conducere euroatlantice. Este o aspirație legitimă a unui stat care a cunoscut în ultimele două decenii transformări radicale și care ar putea contribui cu această experiență la conturarea unei noi viziuni asupra modului în care putem răspunde rapid și eficient unei game variate și complexe de provocări și amenințări. Avem o înțelegere profundă, inclusiv din perspectiva provocărilor istorice cu care s-a confruntat regiunea noastră, asupra actualei situații de securitate, situație dezechilibrată de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Totodată, cred că NATO are nevoie, la rândul său, de o reînnoire a perspectivei. Asupra misiunii sale, Europa de Est are o contribuție valoroasă în discuțiile și deciziile adoptate în cadrul NATO. Cu o reprezentare echilibrată, puternică și influentă din această regiune, Alianța va putea lua cele mai bune decizii care să răspundă nevoilor și preocupărilor tuturor statelor membre. Pentru toate aceste motive, am decis să intru în competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Îmi asum această candidatură în numele României, cu toată responsabilitatea. Iar această decizie are la bază performanța României, experiența acumulată pe parcursul celor două mandate de președinte al României. Înțelegerea profundă a provocărilor cu care se confruntă NATO, Europa și, în special, regiunea noastră, și angajamentul meu ferm față de valorile și obiectivele fundamentale ale NATO. Mulțumesc!